o să fac un test data asta de tăiere la o pânză de circular. Este Irwin, da, e de 210, mie îmi trebuia normal pentru circularul ăsta de 254. Asta e. Era diferența cam mare între 210 și 250 la preț. Asta a fost 120 de lei, aia altă era 175, deci 55 de lei nu mi s-a părut chiar justificabil. Dar o să văd. Dacă merge circularul bine, probabil merge merită investiția și în cealaltă. Da, circularul prinde mai multă putere dacă pânza e mai bună, da? Circularul e un titan. A fost, îmi pare rău că n-am putut să fac video mai devreme pentru cei care ați fi vrut să vedeți. A fost în promoție la Brico. A fost la 650 de lei, eu l-am luat cu 1300. Așa, am și ajutor, da? O potaie de câine handicapat. Așa. Ei au făcut o lichidare de stoc, au schimbat titanul cu Erbauer. E același, numai că diferă numele. Da, eu l-am de ceva timp, a lucrat mult la mine, după cum se vede, nu arată cel mai bine. Mi s-a rupt această plăcuță, eu sunt de la deget, nu în circular, m-am tăiat în altă parte. Așa, am avut un kickback, un recul. Așa, și mi-a rupt bucata de aici, o am, dar deocamdată nu o să o pun pentru că nu mă interesează, o să tai longitudinal niște bucăți de lemn de plop pentru cei care consideră că nu e nu știu, un test bun cu lemn de plop. Au, ce-am făcut? Îmi cer scuze, am atins butonul de zoom. Da. Vă garantez că lemnul de plop chiar e urât la tăiat, mai ales longitudinal. Am tăiat, v-am spus și în alt video, circularul ăsta mi s-a oprit de două ori, o dată în lemn de tei și o dată în lemn de plop. În lemn de stejar nu am avut nicio treabă. Haideți să vă arăt și ce am făcut ieri. Am făcut un turnul din Pisa, da? La Banzic. Așa. Asta e lemnul pe care l-am tăiat. E ceva peste un metru cub. Și acum o să opresc, să conectez circularul și să mă apuc să fac câteva tăieturi.
Da, ați văzut că la început a făcut ceva figuri. Butonul de pornire probabil o să cedeze. Nu știu cât o să mă mai țină. Pot să zic că n-am tăiat cu nimic așa de ușor. Bine, nici n-am avut pânze de calitate până acum. Dar mi-a plăcut foarte mult cum taie. Probabil că dacă era pânza care trebuia, era și mai ușor, dar cât de ușor poate să fie până la urmă. Da? Îmi cer scuze pentru dezastru din ogradă. Asta e. O să trebuiască să fac curățenia de primăvară. Au rămas toate cum au rămas. Da? Mi-a plăcut cum taie. O să mai revin cu un alt tip de lemn.